Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Puterea a Patra este președintele Partidului Mișcarea Populară Antimafie, domnul Sergiu Mocanu. Domnule Mocanu, bună seara! Bună seara! Și vă mulțumim frumos că ați venit la noi la emisiune. Eu vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc sincer pentru că eu, cu toate că am produs în țara asta mai multe subiecte de interes public, presa din Republica Moldova, din păcate, face abstracție de lucrul ăsta, dar mă refer acum la presa subordonată politic și la cea care n-are cum să... Eu vă mulțumesc sincer, vă mulțumesc frumos. Plăcerea este de partea noastră. Domnule Mocanu, eu vreau să vă întreb, dar poate e timpul să renunțați totuși la lupte, pentru că nu prea prinde ceea ce faceți. Ultimele alegeri parlamentare au demonstrat asta... Ultimele alegeri parlamentare chiar n-au demonstrat nimic. Și nu pentru că eu vreau acum să... Și pe mine, sincer, nu m-a demotivat deloc rezultatele alegerilor parlamentare, pentru că vreau să vă spun că dacă vă uitați pe lista cheltuielilor la alegerile parlamentare, dumneavoastră o să vedeți că noi, Mișcarea Populară Antimafie, am fost formațiunea politică care am cheltuit cel mai puțin bani la un vot. Nu i-am avut. Noi am avut un slogan în campanie electorală care a fost nicio obligațiune în afara interesului public. Pentru acest slogan și pentru asemenea... Nu, n-avea cum să prindă. N-avea cum să prindă. Era în afara jocului. Noi, în general, toți am fost în afara jocului, cu excepția celor care au avut foarte mulți bani. Închipuiți-vă dumneavoastră dacă în toată lumea cred că un scandal cum a fost la Nisporeni, când echipa mea a fost bătută cu pietre, la modul direct. O piatră. Nu o piatră. Am fost eu lovit cu o piatră. A fost lovit un coleg de-al meu cu o piatră de i s-a spart capul. Deci au aruncat ploaie de pietre în noi. Nici până acum nu este un dosar penal. Deși am mers la poliție cu martorul care a indicat asupra primarului localității, primar din partea PD-ului, care l-a văzut cum organiza tinerii aia aduși de la Chișinău să arunce cu pietre în noi. Nu era nicio șansă. Deci, dumneavoastră aveți dreptul să puneți această problemă. Noi am acumulat un scor 1,74. Exact. 28.000. Deci aproape 30.000, dacă mai luăm în considerație și fraudele care le-au făcut. Deci 30.000 de cetățeni, în condițiile în care a fost această campanie electorală să voteze pentru noi, pentru noi a fost o mare motivație să ne încurajeze să mergem mai departe. Dar trebuie să știți o chestie. Deci când înainte de alegeri cineva m-a întrebat, domnul Mocanu, dar ce ar fi pentru dumneavoastră dacă ați merge într-o alianță cu noi sub steagurile unui alt partid și așa mai departe. Dar cum se numește partidul ăsta, că deja a trecut? Cum? Cum se numește partidul ăsta? Care? Care v-a propus? Nu, am avut niște discuții cu cineva de la PLR, de la alții, care, de la alte partide care... Și am zis nu, pentru că eu nu puteam să mă angajez și să spălăcesc mesajul nostru care este un foarte angajat și la care lumea încă urmează să vină. Deci noi pe 14 iunie avem alegeri locale. Da. Dumneavoastră ați decis dacă formațiunea pe care o conduceți în general va participa la aceste alegeri? Noi vom participa într-o formă sau alta în această campanie electorală, cel puțin pentru a avea tribună. Dar vreau să vă spun că în aceste condiții, când ei nu fac reforma administrativ-teritorială, când practic, deci raioanele propriu-zis sunt filiale de partid. Sunt filialele partidelor aflate la guvernare. Asta sunt raioanele. Acolo nu se lucrează. Deci trebuie să știți, nu știu dacă știți, vă spun o noutate, și cred că lumea are motive să zâmbească, sarcastic, dar în același timp trist. Noastră știți că în raioane există vicepreședința ai consiliilor raionali, vicepreședinte pentru probleme de economie și investiții? Dați seama că există așa ceva? În centrele noastre raionale, părăsite de toată lumea, vicepreședința ai consiliilor raionale pentru economie și investiții. Și ce e rău în asta? Cum ce e rău în asta? Nu există nici economie, nici investiții în raioanele astea. Deci aceste centrele raionale cu consiliile raionale sunt filiale de partid. Eu nu mă aventurez. Eu sigur că o să sprijinătorii noștri din raioane, pentru că noi în acest timp, în condiții foarte complicate, fără bani deloc, avem o armată de oameni care sunt în Mișcarea Populară Antimafie, trăiesc această idee pe care o avem noi. Dar ce înseamnă că veți participa într-o formă sau alta? Nu, am zis într-o formă sau alta pentru că noi încă urmează să decidem. Mă refer acum la faptul că în mod sigur vom dori să avem un candidat pentru primăria orașului Chișinău.
pentru a spune mesajul nostru legat de corupție care este la nivelul municipiului Chișinău, de mizerie care este în orașul ăsta. Trebuie să ieșim și să spunem. Dar noi nu putem, în lipsă de bani, nu avem cum să concurăm cu aceste partide aflate la guvernare. Sau aflate într-o anumită formulă, nu neapărat la guvernare, că PLU nu e la guvernare, dar este într-o formulă cu Plahotniuc și cu toți ceilalți. Și atunci este va fi extrem de complicat pentru noi. Plus, vreau să vă spun un lucru. În satele unde presupunem că ar putea să câștige un primar din partea Mișcării Populare Antimafie, acest primar peste o jumătate de an o să aibă de ales. Fie părăsește Mișcarea Populară Antimafie și merge cu un partid aflat la guvernare, fie este fugărit din sat. Pentru că, la ora actuală, satele astea părăsite cu primării fără bugete, în aceste condiții, când primarul, ca să facă ceva din ceea ce a promis oamenilor, trebuie să meargă cu mâna întinsă la partidele de la guvernare, dar plus la asta el încă trebuie să devină și corupt. Pentru că nu vine un proiect într-un sat fără un atcat de 30%. Nu se dau asemenea proiecte. Și eu acum nici măcar nu exagerez. Deci toți cei care sunt din partea acestor partide și care au beneficiat de un proiect De la partidele aflate la guvernare, mă refer la primari, au trebuit să ia la licitația publică, să ia o firmă care i-a fost propusă de către cei de la centru și au fost nevoiți să întoarcă un atcat de 30%. Peste tot, eu ce să fac în condițiile astea? Iată, până veți decide ce veți face în aceste condiții, ați pomenit de capital. Da. Din păcate, în Moldova, când spui alegeri locale, în primul rând te referi la Chișinău. Ei, cei care trăiesc în Chișinău, da. Dar haideți să nu discutăm despre faptul că urmează organizațiile teritoriale din fiecare sector să hotărască cine va candida. Deci dumneavoastră sau doamna Bodruc? Pentru că... Nu, în orice caz nu eu am să candidez. Pentru funcția de primar a orașului Chișinău, dar avem câteva candidatori, inclusiv doamna Bodruc. Dar de ce inclusiv dumneavoastră? Din mai multe motive. Întâi că eu văd necesitatea să mai lansez pe cineva din partid. Așa s-a întâmplat că din cauza condițiilor în care am activat noi, alți colegi de-ai mei nu sunt foarte vizibili. Și atunci noi avem oameni cu multă demnitate în interiorul partidului, căruia o să le dau posibilitate să se afirme în această campanie electorală, să spună, sunt oameni în interiorul, în Mișcarea Populară Antimafie, care cunosc mai mult ca mine în ceea ce ține de administrația locală. Deci dumneavoastră vreți să mergeți în alegerile locale pentru funcția de primar al capitalei. Nu pentru a câștiga, ci pentru a mai... Nu, de ce? Degeaba atunci ne pornim dacă nu avem și speranța că putem câștiga. Degeaba ne pornim într-o campanie electorală. Sigur că noi vom avea obiectivul și întotdeauna merită în politică să speri și la o minune. Nu știu, poate se întâmplă că le crapă televiziunile lor și reușim noi mai mult să apărăm. Că noi n-am, problema noastră este că noi nu avem vizibilitate. Noi în trecuta campanie electorală, după Pădurea Domnească, trebuie să știți că noi am fost tăiați de la toate televiziunile. Lumea ne întreba, domnul Mocanu, dar unde ați fost? Unde sunteți? Că ați dispărut. Asta era impresia oamenilor. Dar sunt studiouri de televiziune, ni s-a dat indicații concrete, nu că să nu ne invite, dar să nu se pronunțe numele Antimafie și Sergiu Mocanu. Dar îmi pare să dumneavoastră dispărut și de la Jurnal TV. În mare măsură, da. Jurnal TV probabil că nu-și mai putea permite să... Deci pentru că uitați ce se întâmplă. Jurnal TV era un post de televiziune care a mers din start cu ideea pe care am avut-o noi. Deci ei, când noi am pornit Mișcarea Populară Antimafie, când am spus eu, când am făcut afrontul publicului Plahotniuc, când am ieșit și am spus jos mafia, Plahotniuc va fi pe listele PD-ului și așa mai departe, Jurnal TV a fost postul de televiziune care a sprijinit. Ba mai mult decât atât vreau să vă spun. Înainte ca să sprijine jurnalul chestia asta, un ziarist de la Publica TV mi-a solicitat, pentru că eu fusesem atunci când mă invitau la Publica TV, am fost solicitat de către ei, am fost într-o emisiune și eu am spus în emisiunea aia, cum o să spun și aici în emisiunea noastră ceva de felul ăsta, am spus, zic, eu degrabă o să fac un anunț foarte important.
Și atunci a ieșit o bombă mediatică în august 2010, când am ieșit și am spus țara asta este condusă de un om din umbră, de Plahotniuc, care controlează Partidul Democrat, care a subordonat business-ul din țara asta, care este fiul adevărat al lui Voronin, pentru că am spus multe lucruri atunci. Am spus lumea încă nici nu știa despre cine vorbesc, pentru că nu era cunoscut. Și publica, cei de la Publica TV m-au luat deoparte și au zis: domnul Mocanu, ați spus că vreți să faceți un anunț important despre un personaj politic. Vă rugăm, faceți un exclusiv pentru noi. Au zis, faceți un exclusiv pentru noi. Nu dați la nimeni, dați la noi. Am zis, ok. În ziua respectivă îi sun, zic, Publica TV, veniți, vă rog, că am de făcut anunțul. Vine camera de la Publica TV, vine corespondentul de la Publica TV, eu încep a vorbi, reporterul începe să se schimbe la față, probabil a intervenit un alt eveniment. Nu, vă zic, i-am spune, domnul Mocanu, dar noi așa ceva nu putem da. Zic, de ce? Păi noi am venit pentru că am crezut că dumneavoastră vreți să vorbiți despre Platon. Și cu asta s-a terminat. Da, Jurnal TV a fost cel care a sprijinit. La un moment dat, scria impresia că jurnalul face partizanat în privința mea. Pentru că dacă nu mă invită nimeni, dacă televiziunile altele nu văd în mine un personaj cu care să-și facă rating, cu care lumea să vină și să asculte, eu asta am pretins întotdeauna. Că dacă în Republica Moldova ar exista lupta pentru rating și pentru publicitate la acest rating, eu aș fi cel puțin un personaj pentru care lumea ar cu ochiul la televizor. Indiferent dacă mă votează sau nu. Eu asta o recunosc. Dar lor le-ar fi interesant un asemenea personaj care e ațos, care e strident. Sunt total de acord. Nu? Sunt total de acord. Așa. Dar. Deci cu toate astea, toți au interzis. S-au justificat cu faptul că au zis: domnule, Mocanu ne bagă în judecăți. Pentru că Mocanu vine fără probe, Mocanu îi atacă pe toți și asta ne bagă în judecăți. A fost o scuză pentru multe televiziuni. Pentru început. Pe urmă au început direct să ignore, pentru că au primit indicații de la șefii lor. De-aia v-am mulțumit atât de mult când m-ați invitat. Jurnalul, pe urmă, a renunțat să mă dea, pentru că ieșea că fac jurnalul partizan. A renunțat să vă dea, sau cei doi domni Țopa au renunțat Nu știu cine a luat această decizie. Eu știu că jurnalul în campania electorală, ultima campanie electorală, nu ne-a mai dat pe noi. A dat PLR-ul. Cum s-a luat această decizie? De ce? Domnii Țopa, dacă pot să spun așa, ei au oprit și finanțarea formațiunii dumneavoastră în același timp. Haideți să fac o claritate. Haideți. Viorel Țopa nu are nicio treabă cu finanțarea Mișcării Populare Antimafie. Nicio treabă. Victor Țopa a sprijinit, dar a sprijinit fără niciun fel de condiții. Deci eu m-am pornit în această politică și de aia și-am spus niciun angajament în afara interesului public. Dar condiția lor nu era pur și simplu să-l bate în fiecare zi și cu orice ocazie? Aici coincideau interesele noastre. Pentru că atunci când am pornit, dumneavoastră, eu trebuie să vă amintesc cum am pornit eu această campanie. Această campanie, vă spun exact cum a fost. Eu am mers, la fel ca și cu Publica, am mers la o emisiune la Jurnal TV și am spus despre Plahotniuc. Eu prima dată pronunțasem cuvântul Plahotniuc, îl pronunțasem numele Plahotniuc, l-am pronunțat într-o emisiune la jurnal, încă atunci când jurnalul era doar pe internet, când fusese încarcerați copiii mei. Și eu atunci am spus că este un personaj în țara asta care conduce totul din umbră. Copiii mei erau încarcerați la ambasada României, deja erau la ambasada României. Iar Voronin, prin Plahotniuc, încerca să scoată copiii mei datorită tot unei corupții. Consulul atunci era într-o relație cu Plahotniuc, avea nu știu ce, și încercau să-i scoate din teritoriul ambasadei, dincolo de deciziile de la București. Și atunci eu am pronunțat numele Plahotniuc. Eu am mers într-o emisiune și am pronunțat numele Plahotniuc. Victor și Viorel Țopa, care erau în conflict cu Plahotniuc, m-au găsit și au zis: dar tu n-ai vrea să vorbești împotriva? Zic, dar eu vorbesc. Noi am putea să sprijinim chestia asta? Eu am zis, ok. La un moment dat, sincer vă spun, la un moment dat a fost un moment când ei au avut o ezitare. Când au zis, nu, acum nu-i bine, uite, e luna august, nu-i bine să atacăm. Eu am zis, ok, voi nu mai dați, da? Eu oricum pornesc singur. Nu e nicio treabă. Eu oricum. Au zis, bine, atunci noi o să vedem, să sprijinim cum putem. Și lucrul care l-au făcut ei
și care m-a ajutat foarte mult în lupta pe care o fac eu de atâția ani de zile, a fost faptul că ei au ieșit alături de mine într-o conferință de presă. După și au fost martori, au fost condamnați, au plecat și așa mai departe. Deci eu acum vă spun și lumea ne aude, deci eu am avut un anumit sprijin, eu nici nu știu dacă aș putea să vă dau detalii, pentru că nu cunosc toate detaliile, cum a fost acest sprijin. Spre exemplu, eu am avut publicitate la Jurnal TV, care s-a plătit această publicitate. Probabil că în felul ăsta a fost și un fel de a finanța postul de televiziune Jurnal TV, dar și alții au făcut același lucru. Deci, așa sau altfel, în orice caz, jurnalul până acum, noi avem o relație corectă, jurnalul până acum ne dă, fără să mai avem, zicem, așa cum parcă se simțea că suntem privilegiați. Eu sunt recunoscător postului de televiziune Jurnal pentru că a fost singurul microfon. A fost singurul microfon la conferința mea de presă atunci când am dezvăluit... Și după asta tororile părea rău că n-au fost și ei. Domnul Măcan, da. Tot vorbeam despre alegeri. Domnul Renato Usatăi a scris azi pe Facebook un mesaj, așa mai... El a decis să candideze la funcția de primar, dar încă nu știe în care oraș. Sau Chișinău, sau Bălți. Bun, noi înțelegem mesajul lui, e vorba de... Că nu știe el, știe el foarte bine. Dodon anunță că socialiștii vor candida neapărat la funcția de primar al capitalei. Dumnealui zice că fie el, fie grecian, e bun, el zice și Bătrâncea, dar Bătrâncea este destul de tânăr pentru a candida aici. Ce vară ne așteaptă din punctul ăsta de vedere? Dorin Chirtoacă, evident, că va candida. Vă spun o previziune. Alegerile locale vor trece în mare măsură pe neobservate. La fel, poate nu chiar, paralela nu e chiar exactă, dar alegerile locale vor fi umbrite de colapsul care vine peste Republica Moldova. Alegerile locale nu pot, de aia și eu am manifestat într-un fel o lipsă de interes pentru alegerile locale. Pentru că cei ce ne așteaptă pe noi în următoarele 2 luni de zile poate răsturna totul. Poate compromite chiar și campania pentru alegeri locale. Dar ce ne așteaptă? Pe noi ne așteaptă un colaps destul de mare. Economic? Pe care ei nu-l pot opri. Deci a fost femeiul recent? A fost femeiul chiar dacă femeiul decide să le mai aloce niște bani, asta oricum nu salvează situația. Eu cred și eu acum o spun, eu mai multe am să spun foarte degrabă, acum, așa cum am făcut atunci la publică, sper că și dumneavoastră îmi cereți un exclusiv pentru următoarele 2 săptămâni de zile, atunci când va urma să fac un anunț destul de... Aveți grijă că în următoarele 2 săptămâni vine Paștele și Bărăgenii. Eu de obicei, pe mine nu m-a interesat că e Crăciunul atunci când o trebuie să anunț despre Pădurea Domnească. Și i-am prins pe picior greșit pe toți, pentru că plăcintele abureau pe masă, vinul era turnat în pahare, consilierii nu erau lângă dânși să-i sfătuie, i-am prins pe picior greșit. Și în sensul ăsta că a venit vremea, că a fost un fel de tactică care i-a dărmat. Deci acum vă zic că noi suntem în fața, eu nu vreau să fac panică, dar chestia asta cu miliardul de la Banca de Economie nu trece simplu. Nu trece deloc, pentru că singurul lucru pe care pot să vă-l spun acum este că nu numai cetățenii Republicii Moldova au fost furați. Deci ceea ce s-a întâmplat, și acum o spun în prima audiție, nu știu dacă a mai spus-o cineva, dar spun numai asta și urmează să discutăm pe urmă, să venim în 2 săptămâni de zile cu concretizări, ce s-a întâmplat în Republica Moldova are caracter de crimă transfrontalieră. Deci, de pe urma faptului ce s-a întâmplat în Republica Moldova, au fost prejudiciate alte state, inclusiv europene. Deci, această crimă care s-a produs în Republica Moldova are, spun încă o dată, caracter transfrontalier și asta nu le trece tare simplu. Așa cred ei că le poate trece, că pot să-i mai tenteze încă o dată, că nu știu ce, nu le trece. Nu le trece simplu și principalul operator în acest sens, Plahotniuc, și al doilea după dânsul Filat, vor avea de pătimit foarte curând.
Eu vă promit lucrul ăsta. Nu pentru că eu sunt tare, nu pentru că eu sunt mare, ci pentru că așa stau lucrurile. Un miliard de dolari, asta numai lor poate le pară că le trece, că poporul ăsta e blând, că poporul ăsta, vedeți, dumneavoastră nu este în stradă. Eu prins un pic de frică la început. Au zis, bă, dar dacă iese ăștia în stradă? Nu iese, nu? Vedem cu toții. Și nu în stradă. Probabil că se va rezolva acum curând problema. Problema se va rezolva altfel. Și foarte dur pentru ei. Foarte dur pentru ei. Iar crimele cu caracter transfrontalier pot fi anchetate și în afara țării Republicii Moldova. Aici e marea lor problemă, că n-au păgubit doar cetățenii Republicii Moldova, ci bugetul altor câtorva țări. Și detalii despre asta vreți să ne dați în 2 săptămâni? În 2 săptămâni vă dau detalii, sigur că da. Renato Usată câștigă Balciu? Renato Usată are o mare problemă. Chiar pentru electoratul lui, destul de, nu știu cum să zic, ca să nu-i ofensez pe acești oameni, destul de impresioniști pentru asemenea personaje ca Renato Usată. Renato Usată a fost un fel de făt frumos din poveștile noastre moldovenești. Deci a fost, deci că vine. Stați o clipă, eu cred că a fost. Deci a fost un fel de făt frumos, că așa au învățat poveștile moldovenești pe moldoveni, că făt frumos este un erou pozitiv, deși nu este chiar pozitiv. Deci el își strânge o gașcă de golani care pornește cu vrăși băbești să dărâme un balaur, care lupta cinstit, nu? Adică cam asta era Renato Usată cu filmele rusești care au făcut aici cu un maniac dintr-un film rusesc Brat 2, acela era un maniac, dar nu știu de ce și aici devine erou prin modul în care se comporta. Deci, în fine, deci el a știut genul să-l... Dar eu cred și eu acum le sugerez acestor moldoveni care s-au încântat de Renato Usată. Chiar după ceea ce numesc ei Paniatia, Renato Usată i-a trădat pe toți. Renato Usată, dacă e așa de tare Renato Usată ăsta al dumneavoastră, ar fi trebuit să rămână în Republica Moldova. Ar fi trebuit să rămână în Republica Moldova. Mă iertați de limbajul suburban și limbajul argotic. Slabo? Bâlă. Emu. Rusește, că ei rusește vorbesc. Slabo păsideți za idee. El a plecat. Și-a părăsit. Iertați-mă chiar de că am trecut, că eu nu prea folosesc cuvintele astea, deci el vine, haiduc, îi pornește pe toți, toți spomeneți într-o mare problemă. El stă la Moscova și încă ai lui îi îndeamnă pe toți ceilalți. Dar ia voi, democraților, europenilor, de ce nu ieșiți îi apărați pe ăștia care stau la pușcărie? Cum mă? Dar al vostru, deci stă și se duce și stă în baie la Moscova, fuge de voi, eroul ăsta romantic, poate problema e în banii lui doar. Nu în faptul că el este un erou romantic în Republica Moldova. Și cu banii ăștia au putut să cumpere oamenii ăștia săraci. Eu nu cred că Renato Usată se poate întoarce în Republica Moldova. Nu vreau să cred. După ce, ca ultimul laș, o părăsit și o lăsat pe toți. Dacă oamenii îl iartă, el câștigă Bălți? Nu știu. Nu uitați că la Bălți este un personaj local care poate cumpăra mai mult decât Renato Usată. Este Vitiu, care stă în prezidiul Parlamentului și care s-a așezat acolo ca să... Acest ca om să... foarte modest? Modest? Așa pare. Acest om controlează cred că 2/3 din Bălți. Cu piețele lui, cu gașca lui, cu tot absolut. Așa că nu-i foarte sigur. Renato Usată în Chișinău nu prea are la ce să întoarce, dar Bălțul pentru Bălți ar trebui să se bată. Pentru că există și alți șmecheri. Da, în Chișinău, doamna Grecian, poate. Nu cred. Chiar dacă pozițiile lui Dorin Chirtoacă sunt slabe, trebuie să recunosc că data trecută și eu l-am sprijinit pe Dorin Chirtoacă, tocmai de m-am speriat de acest Dodon. Eu rar fac lucrurile astea, dar acest Dodon chiar m-a speriat, pentru că Dodon prin comportamentul lui obraznic și fără scrupule, chiar poate sperie pe oricine. Deci omul ăsta chiar nu are scrupule. Eu îmi pare rău să vă spun lucrul ăsta. Omul ăsta nu trăiește idealul despre care vorbește. Omul ăsta trăiește ca un mic burghez, dar își declară ceea ce declară. O mai învățat ceva de la Voronin, probabil. Dar o face Voronin, măcar avea niște ticuri din astea sovietice care îi mai dădeau, care cel puțin măcar pentru oameni era mai agreabil. Eu vă rog frumos, nu uitați gândul, pentru că trebuie să băgăm publicitatea. Vă rog, da. Publicitate. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așadar, domnule Mocanu, spuneați despre faptul că Dodon nu prea are șansă.
În Chișinău se votează, deci cel puțin din, noi n-avem altceva cum să comparăm, în Chișinău ei n-au câștigat niciodată. Dacă n-a mai avut la un moment dat, a concentrat forțe Voronin, n-au reușit niciodată. Eu sper să nu reușească nici de asta dată. Chiar deci dacă, Dorin Chertoacă. Chiar dacă Dorin Chertoacă, cred că ar trebui să plece. Eu cred că Dorin Chertoacă a trebuit să rămână în Parlament și să ocupe de politică. Eu cred că el a trebuit să lasă. Eu vreau să vă spun un lucru. Cei ce a reușit Dorin Chertoacă, el a învins Chișinău. Dacă sunt politicieni pe care îi învinge sistemul, nu știu ce, el chiar a învins Chișinău, l-a pus la pământ. L-am vins. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta. Știu că sunt mulți oameni care acum se uită și îi doare tare cum îmi dori în el să dai, dar pe el îi... Deci eu înțeleg starea lor emoțională, dar dacă ne uităm la capitală, aici este nevoie de un gospodar. Eu înțeleg toate sentimentele românești, totul înțeleg, dar nu se poate să aduce un capital în halul ăsta. Nu se poate. Se vede că omul ăsta care în rest e simpatic pentru politica care o face. Bine, eu nu împărtășesc ceea ce fac ei, dar nu se poate. Eu nu vorbesc acum de corupție, nu vorbesc de alte lucruri. Nu se poate să aduci o capitală în halul ăsta. Nu se poate. Deci el a demonstrat o incapacitate funciară de a administra treburile orașului. Domnul Rechean zicea că ar putea reveni. Chiar zicea sigur că va candida. El pe dreapta ar fi bun? Nu cred că ar fi bun. Urechianu a furat mult. Urechianu chiar a furat. Ei a încercat Voronin cu, cum se spunea atunci, controlează tot în țara asta și n-a reușit să demonstreze nimic. Păi de ce Voronin, pe timpul lui Voronin, cineva a demonstrat cuiva ceva, ăștia de la dealul Papuc și toți ăștia. Problema nu era în faptul că el a făcut sau n-a făcut. Problema era că cei care pe care îi punea Voronin să instrumenteze dosare penale aveau interesele lor. Aveau interesul de a pune mâna pe cei ce-o furat Urechianu, nu de a-l băga pe Urechianu la pușcărie. Urechianu era o vacă bună de mulți. Dumneavoastră știți că în urma faptului că Urechianu a avut dosar penal, Papuc a devenit mare latifundiar în Republica Moldova, a devenit cel mai mare latifundiar. Pentru că toate terenurile pe care le dăduse Urechianu oamenilor de afaceri, El a avut la un moment dat Urechianu când a dat terenuri, vreo 500 de terenuri oamenilor de afaceri. Păi dosarul lui Urechianu deci care l-au instrumentat ei, până la urmă s-a terminat cu faptul că toate terenurile cele au trecut pe ofițeri de urmărire penală al Papuc. Și până la urmă terenurile astea i-au fost luate lui Urechianu. Deci pe timpul lui Urechianu pe timpul lui Urechianu nu cred că s-a furat mai mult pământ decât pe timpul lui Dorin Chertoacă. Aici însă s-au furat un pic altfel. Dar Urechianu a făcut gesturi din ăsta. Urechianu l-a făcut multimilionar pe Bostan, rectorul Universității Tehnice. El a făcut oameni bogați în țara asta și i-a scos din categoria în care trebuia să afle el. Bostan nu putea să treacă în categoria oamenilor bogați. El era rectorul Universității. De ce noi nu avem la ora actuală în Chișinău tineri din mediul studențesc cu spirit revoluționar și să se revolte? Noi am murit Chișinău de pe urma faptului că rectorii acestor universități au fost corupți. Și de Urechianu, și de Filat, pe urmă, și de toți ceilalți. Asta se întâmplă în orașul ăsta. Eu vă zic, eu regret încă o dată să spun, pentru că Dorin Chertoacă, din punct de vedere al faptului să nu scăpăm capitala în alte mâini, zicem, partea stângă, Dodon și mai departe, el ca și viziune politică ar corespunde. Dar nu poți să le dovedești oamenilor 8 ani de zile la rând să le spui că o capitală condusă românește este mai bună decât una spălată, curată, amenajată, cu trotuare, cu drumuri și așa mai departe. Dacă vorba aia, alegem între două lucruri rele, da? Dar nu cred că de data asta se va alege între Dodon și Dorin Chertoacă. Paradigma asta s-a consumat data trecută. Acum vom avea o altă paradigmă. Nu știu care. Domnul Leancă, credeți că a greșit atunci când a decis să nu candideze la funcția de primar? Eu cred că nu o să putem să evităm în această emisiune să vorbim despre Leancă. Dar tocmai am dar nu putem. Deci Leancă este din aceeași categorie. Leancă nu poate administra ceva. Leancă nu poate administra. Stați o clipă. Chiar el a recunoscut pe undeva că n-a putut administra. Leancă nu este administrator. La ministerul de externe, el n-a putut. Cel mai mare dezordine la ministerul acela a fost când era el ministru. Că e una să fii diplomat,
și alta să fie administrator, nu? Deci Leancă e din aceeași operă ca și Dorin Chirtoacă. Nu poți să faci din el, dacă nu are omul, nu poate. De ce să bagă în funcție administrative? Pentru că nu poate, nu-i dat, n-are cum. Și se vede de la o poștă cu omul ăsta, nu poate. Mai era un personaj politic altădată când îl întrebai, domnule, cât e ora? El începe să-ți spună că timpul este o noțiune relativă pe care dacă o raportăm la spațiu, dă, nu poți. Deci cu un om care lucrează în executiv trebuie să aibă simțul lucrurilor concrete. Lucrul ăsta de aici l-am luat și l-am pus dincolo. Asta înseamnă. Și când mă întrebați de Urecheanu, la Urecheanu se pare că avea parcă un management, cel puțin din cel sovietic. Era un fel de management de felul ăsta. Dar ce să faci cu dânsul dacă e hoț? Ce să faci cu el? Noi nu putem să lăsăm capitala asta să o furi în continuare. Deci, eu iarăși zic, chiar dacă Urecheanu avea niște capacități manageriale, în raport cu un Dorin Chirtoacă sau, dar nu putem, noi nu mai avem, noi mergem spre Europa, noi avem nevoie, oricât v-ar părea de straniu, glumesc acum, dar noi chiar avem nevoie de management în administrație, noi nu avem capacitate de administrare a treburilor statului, noi de la asta trebuie să pornim. Noi o să venim, noi Mișcarea Populară Antimafia avem un proiect. De aia și vă spun că nu mă avânt acum foarte mult pentru această campanie electorală. Una, că ea va fi umbrită de toate problemele pe care le avem. Doi, că noi n-avem cum până nu schimbăm, până n-aducem management european în administrație, până nu punem niște mecanisme la control. Vă asigur, noi nu avem nevoie să alegem primare în sate. Noi trebuie să alegem consilii sătești și să avem oameni pregătiți pentru asemenea funcții de primari, iar consilierii din sate să-și aleagă un manager a treburilor, dar managerul acela să fie pregătit, care să-l pregătească, să știe cum să atragă proiecte europene, cum să facă aceste proiecte. Un om care vine în sat să-i dea casă satul și să ocupe de treburile, de administrarea treburilor acestui sat. Domnul Măcan. Domnul Firlat a meritat-o? Mă refer la plecarea domnului Leancă. De plin a meritat-o. El încă n-a obținut tot ceea ce a meritat. El a meritat-o celulă în pușcărie. Asta eu știu că de opinia dumneavoastră toate condiții. Dar nu numai a mea, eu cred că toată lumea. Deci, domnul Gonța, nu vă supărați, vă rog, dar dincolo de lucruri probate, neprobate și așa mai departe, în orice colț a lumii, pentru trafic de influență, pentru a da indicații cui să-i ierți impozitele, cui să-i le dai și mai departe, făcea pușcărie. Dacă lăsăm toate celelalte într-o parte. Dar pe dosarul ăla, deci cu ascultarea telefoanelor, indiferent că le-a dat Plahotniuc sau cine le-a dat, domnule, orice jurid vă spune că îl trimiți în judecat și îl bagi la dubă. Nu există altfel. Dar el în continuare a fost luat cu dosarul ăla și cu altele să fie șantajat. El încă nu și-a primit tot ceea ce a meritat. Eu nu mai vorbesc de reacția publicului care este consternată de cum, domnule, știți care e diferența dintre Filat și Plahotniuc? Plahotniuc n-a promis nimic. Plahotniuc n-a promis nimic. Plahotniuc din prima zi s-a uitat în cameră, a rânjit până la urechi și a zis că eu am să vă frec. Asta a spus. Asta spunea toată fața lui. Iertați-mă de expresie. Deci, da. El spunea, se uita în cameră și spunea, vă frec până la urmă. Sigur vă frec. Și asta a făcut-o Plahotniuc. Asta spunea totul și vă spune orice om care nu e psiholog. Orice om spune că ăsta e talpa iadului. Că ăsta vine, că pentru asta a venit și a văzut-o toată lumea. Lumea însă spera că, băi, chiar așa cum el, poate ne duce spre Europa, nu spre Rusia. Și de aia s-a votat într-un fel. Deci a existat această psihoză colectivă și așa mai departe. Dar Filat a promis. Filat s-a uns pe toate conjuncturile, s-au uns pe sufletul oamenilor, s-a dus, i-a bătut pe umăr, le-a zâmbit în față. Și pe toți i-a lăsat pe necarosabil, pe toți. Deci domnul Leancă este următoarea șansă europeană. Domnul Leancă nu reprezintă nimic, din păcate. Nu pot și eu, deci sincer vă spun, iată, stimații mei concetățeni, eu aud și mă uit în cameră acum, deci noi avem o paradigmă pe care o avem de 200 de ani. Deci, probabil că, nu, poate mai puțin, pentru că colhozurile au fost mai încoace. Deci, un paradigmă din asta colhoznică. Deci, și colhozul nu era, el era colectiv, dar nu era condus colectiv. Colhozul avea un președinte de colhoz, nu? Deci, hai să ne unim cu toți. E ca echipe, nu știu de care.
Noi personalități nu avem oameni buni. Noi nu avem oameni care să fie gata să facă acte de curaj. Nu zic că nu-i avem de tot. Dumneavoastră nu-i alegeți. Eu când spun că nu-i avem, am în vedere că dumneavoastră încă nu sunteți gata să-i alegeți pe acești oameni. Deci când vine Leancă cu un câr de pe uni, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, îmi pare rău că într-un fel... Deci că ofensez într-un fel pe oamenii ăștia, dar ei trebuie să-și dea seama unde se bagă. Deci eu când văd pe unii ăștia lângă Leancă și el nu reprezintă un om după care să mergi, mă apucă groaza că mai mulți intelectuali molcuți din ăștia căldicei de ai noștri ar putea să-și mai investească speranțele pentru următorii nu știu câți ani de zile într-o bășică de săpun cum este o zisă formațiune politică a lui Leancă. Eu spuneam lucrul ăsta, domnul Gonța, uitați-vă, și dumneavoastră o să-mi dați dreptate. Închipuiți-vă dumneavoastră, eu acum avansez o situație imaginară. Închipuiți-vă dumneavoastră că pe data din 1 decembrie ieșe falnic Leancă și spunea: oameni buni, eu sunt, și la modul real, eu sunt autorul integrării noastre europene. Eu v-am adus vize, eu sunt cel care am vândut în Occident, la modul figurat, o imagine bună a Republicii Moldova, neavând această imagine, aici de fapt furându-se și nu știu ce, eu sunt autorul poveștii de succes, ca imagine publică în Europa. Așa. Eu nu mai accept să fiu prim-ministru decât în următoarele condiții. Și vă spun care sunt condițiile. Un minister al integrării europene despărțit de Ministerul Diplomației sau Ministerul de Externe. Ministerul Integrării Europene, Ministrul Integrării Europene este și viceprim-ministru. Pentru acest post îl vreau pe cutare. Acest om, acestui viceprim-ministru care va fi adjunctul meu, îi se vor subordona viceministrii din toate ministerele, ăștia vor veni cu mapa sub țoară, cu tot acordul de asociere și ne apucăm rapid să implementăm totul. Nu accept prim-ministru până ăștia nu renunță la un procuror politic și nu aducem un procuror independent. Nu fac lucrul ăsta până nu schimbați legea procuraturii imediat. Să avem independență procesuală și în fața noilor procurori cu independență procesuală mă duc și eu să depun mărturii cum s-a putut fura un miliard. Deci dacă Leancă făcea lucrul ăsta, asta ar fi însemnat să sară din carul ăsta al puterii, să sară pe picioarele lui și vă asigur, așa cum mă consideră lumea autoritar și orgolios și că nu fac uniri și nu știu ce, eu mergeam cu el. Eu mergeam să-l sprijin cu toată mișcarea populară antimafie și ar fi avut nevoie de sprijinul nostru. Și atunci Leancă că nu trecea el cu asemenea propuneri, cu un asemenea guvern pe care și l-ar fi dorit el, cu echipa asta, cel puțin cea care spun acum că spăun. Deci, ieșa și spunea lucrul ăsta, deci nu trecea, cum n-aș trecut. Da, a doua zi piața Marea Dunării Națională era plină și lumea era cu el. Și atunci lumea asta avea un lider. Un lider care a știut să pună problemă. Așa e la căzut din căruță, oameni buni. Omul ăsta e căzut din carul puterii. Și a mers până în pânzele albe cu orgoliul lui, sperând că îl votează și Voronin, mergând și ungându-se pe lângă Plahotniuc, pe lângă... Cum? Cum omul ăsta mai departe? Spuneți-mi, vă rog, stimații mei concetățeni, cum omul ăsta să-l acceptați ca lider politic? Eu sunt unul dintre liderii politici, indizerabil, recunosc, deocamdată indizerabil, dar eu mă consider un om de curaj. Eu mă consider un om de curaj și nu cred că asta poate să-mi ia cineva. Eu până acum stau cu toată averea mea sechestrată, eu mi-am pus pe tapet totul. Totul am făcut și greșelile în viața asta. Pentru mai mulți oameni mi-am cerut iertare de la ei pentru greșelile pe care le-am făcut. Și le-am spus să arunci cu piatra cel care n-a greșit niciodată. Dar eu am ars pentru ideea asta. Acum nu mă pun, dar sigur că lumea se încântă. Domnule, dar ăsta tot și-a fost prim-ministru. Eu înțeleg chestia asta. Lumea are acest atașament pentru demnități publice. Dar asta nu ne dă nimic. Deci proiectul lui Leancă este un proiect păgubos pentru Republica Moldova. Este păgubos prin faptul că dă un anumit orizont de așteptare ca lumea să se dezamăgească și mai mult pe urmă. Dom'le, dar asta parcă e european. Da, de data asta sper că nu o acuzați că și el e proiectul lui Plahotniuc. Ba da. Ei. Ba da. Dumneavoastră spuneți că domnul Filat cu domnul Plahotniuc acum sunt în relații cât de cât normale. Exact. Așa. Numai că sunt nuanțe. Întâi trebuie să știți că a mai apărut un personaj, deci personajul respectiv despre care o să vă vorbesc acum a fost întotdeauna, dar el n-a avut mare pondere. Mă refer acum la un alt personaj, unul Platon. Unul Platon care a apărut
în politică prin mâna ușoară a lui Urecheanu. Știți cum a făcut? Dacă îmi faci, deputatul fac tânăr. Deci deputatul Platon, care nu era în partidul, cum se numea partidul lui Leanc, lui Urecheanu, Alianța Moldova Noastră. Oameni căldicei buni, moldoveni, care au trecut de la Sneguri, care s-au adunat grămadă și care erau toți. Deci el reprezenta grosul acestui partid care a trecut pe urmă la Filat. Mie îmi plac oamenii ăștia, sunt moldoveni așezați, care vor un om așezat, ăștia nu prea votează cu antimafii, că eu sunt prea rău pentru ei. Ei vor așa totul să se spună călduți. Deci ăștia, oamenii ăștia, vă închipuiți, merg la o adunare, merg la o ședință a Consiliului, unde se decide lista și se pronunță numele Vecislav Platon, nu știa nimeni cine. La care, închipuiți, ăsta e partid politic în Republica Moldova. Dar eu știu imaginea, eu am omul care mi-a povestit, sunt câțiva care povestesc. El spune Vecislav Platon. Toată lumea rămâne consternată. Uite, împrejur, nu știu un coleg Platon, la care Urecheanu face în felul următor. Iertați-mă pentru artistism. Face în felul următor. Deci, iată cum se fac partidele politice la noi. Deci, Platon i-a dat 2 milioane de euro. Pe care, sigur că el știa că majoritatea Urecheanu le-a subtilizat, cum s-ar spune, pe la noi. După care, când Urecheanu deja a făcut alte jocuri și mai departe, a venit și a spus, cui îți te vând? Lui Plahotniuc sau lui Filat? Hotărăște tu, că ți-am dat bani. Și ăsta tremurând lui Filat. Și a ajuns la Filat, Urecheanu. Eu îmi pare rău să vă spun, pentru că eu înțeleg groaza pe care o trăiți dumneavoastră când vă spun că într-o țară care oameni pe care i-ați ales sunt așa, dar din păcate așa este. Eu încă nu vă spun totul, nu că exagerez. Acum, dumneavoastră știți de unde vine Leancă. Trebuie să spunem lucrul ăsta. Leancă este finul și nașul familiei State. Familia State care... Eu am avut un anumit respect, moldoveanul ăsta a avut afacere în afară. Dar el nu se implică în politică. Nu prea se implică, dar omul ăsta a ajuns la un moment dat la probleme. A luat credite de pe la Victoria Bank, a ajuns să-i rezolve Plahotniuc niște probleme și tot așa. Acum, deci din cercul ăsta, vă mai dau un indici, că pornisem de la Platon. Realitatea TV este postul de televiziune a lui Platon, a lui Vecislav Platon. Dumitru Țâra, fiul lui Taixo, colonel de securitate Țâra, Dumitru Țâra a plecat atunci, Dumitru Țâra, vă amintesc, sunt nevoit să vă spun lucrurile astea, Dumitru Țâra, care povestea că el a găsit 1.800.000 de euro scumpire televiziunea publică TV de la Vântul și să devină un mare magnat de presă în Republica Moldova, caricatură umană, care până la urmă, când Plahotniuc i-a trebuit, i-a dat cu piciorul și s-a dus din publică TV. Pentru că... Noi facem prea multe paranteze. Deci nu, dar trebuie să spun lucrurile astea. După care el își înființează realitatea. Realitatea acum îl promovează pe Leancă. Realitatea îi face, îi drege imaginea, îl pregătește, îl prepară, ca pe o pârjoală, pe tigaie, îl prepară pe Leancă. Cum credeți, o face degeaba realitatea? Realitatea este al Platon. Platon care s-a împăcat cu Plahotniuc. Platon care, de care acum Plahotniuc se teme la mod real. Pentru că Platon care furase atâta în Ucraina și care are relații multe în Ucraina, la ora actuală stă la Moscova. A devenit un personaj foarte important pentru FSB-ul de la Moscova în condițiile războiului cu Ucraina. Cum credeți? Altceva vreau să vă spun. Vreau să mă înțelegeți corect. Deci, ca să înțelegeți, asta nu înseamnă că Plahotniuc deja a început să ideie cu sace banul Leancă. Deloc nu înseamnă lucrul ăsta. Iar proiectul Leancă va fi sau nu va fi în măsura în care va dori Plahotniuc. Dacă va fi, să știți că Plahotniuc a dat bani. Dacă nu va fi, înseamnă că nu i-a dat bani. Pentru că încă nu i-a dat bani. Dar nimeni, și repet încă o dată, asta trebuie să o țină și să înfioară cei care au avut măcar o relație cu Plahotniuc. Nimeni încă care a avut vreo relație cu Plahotniuc n-a ieșit sănătos din relația asta. Nici psihic, nici fizic. Nimeni. Dacă ne uităm la Partidul Democrat, stă bine tot timpul. Nu stau bine. Dumneavoastră, uitați-vă la ce a ajuns acest lupu. Dar la ce a ajuns? Dar a ajuns, cum să vă spun, lumea rămâne că, deci el a fost un personaj public atractiv pentru lume, a ajuns nimeni. Eu așa sunt de bucuros că amendamentele despre care se vorbește nu sunt în vigoare, pentru că eu din cauza dumneavoastră trebuie să-mi închidă emisiunea până a fi la publicitate, dar până nu da. Este. Deci până, eu înțeleg până la urmă, Elan Șor de fapt e un băiat cu minte și e businessman. Nu-i cu minte deloc. Are 28 de ani, băiat. Elan Șor are și el treaba lui în toată istoria asta și cu Leancă.
pentru că Ilan Șor este fiul tatălui, Miron Șor. Miron Șor, Dumnezeu să-l ierte, a fost cel care a fost protejat de către Lucinski, atunci când el cu clasica, Mol Clasica International, trebuie să spun lucrurile astea, trebuie să le spun pentru că trebuie să răsune în spațiu public. Miron Șor a fost cel care a făcut primele afaceri duty free în Republica Moldova. Fiul lui a moștenit milioanele lui Taxo și afacerea pe care a avut-o. Și s-a uns pe lângă alte puteri, pentru că are 28 de ani. Ilan Șor, în toată istoria cu băncile din Republica Moldova, a avut doar 5% din toate tranzacțiile pe care s-au avut. De atâta Ilan Șor n-are cum. De atâta Ilan Șor merge la cafele la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. La centru, cum CNA. Se numește acum, CNA. Deci, dar vreau să vă spun, cu toate astea, ultima dată când Șor a fost la Centrul Național Anticorupție, era un procuror care stătea cu mandatul de reținere în mână și aștepta ordinul să ducă să-l rețină sau nu. De aia a ieșit pușcă de acolo. De aia noi o să aflăm foarte curând ceea ce a dat Șor acolo. Șor a plecat cu o misiune de acolo, nu l-au închis, pentru că Șor n-a vrut să accepte rolul de țapii spășitor. Iar Leancă a fost într-o relație directă cu Șor. Așa cum a moștenit Șor, Ilan Șor, afacerea de la Taixo, așa a moștenit Leancă relația cu Șor de la Lucinski. Domnul Mocanu, dumneavoastră spuneți niște lucruri care uimesc chiar. De ce lumea nu vă votează? Pentru că nu cred în ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu. Deci lumea n-a avut cum. Deci haideți să spunem și altfel. Eu, după Pădurea Domnească, am o notorietate, adică cunoaștere de peste 70%, cel puțin așa arată niște sondaje. Paradigma în această campanie electorală a fost Asia și Europa. Dumneavoastră știți lucrul ăsta. Paradigma n-a fost paradigma pe care am încercat eu. Eu nu am avut forță. Eu aș fi putut, dacă aș fi avut resurse să ajung până la fiecare om, eu cred că aș fi putut să schimb paradigma, să spun mafie și antimafie. Ca asta, de fapt, e adevărata paradigmă în Republica Moldova. Dar războiul din Ucraina, isteria pe care a făcut-o Plahotniuc, manipulările pe care le-a făcut cu firma Registru. Trebuie să vă spun că atunci când vine în Republica Moldova o justiție independentă, scurt, până, deci, când vine o justiție independentă, primul dosar pe care l-are Plahotniuc este manipularea cu datele personale ale cetățenilor de la Registru. În această campanie electorală. Manipularea cu datele recensământului în această campanie electorală. Într-un mod criminal. Dacă domnul Plahotniuc e așa cum este, de ce încă nu sunteți dumneavoastră încarcerat pentru ceea ce faceți împotriva lui zi? Să vă răspund acum sau mai târziu? După publicitate. Ok. Publicitate. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Deci, domnule Mocanu, de ce nu sunteți la pușcării? Vă întrebam înainte de publicitate. Trebuie să vă spun că Plahotniuc, pușcăria n-a fost singura soluție pe care a avut-o el în privința mea. A avut mai multe soluții pe care le-a luat în calcul. Eu vreau să vă spun și altceva. Multă lume mă întreabă cum nu vă temeți. Multă lume chiar începe, băi, dar cum adică? Că au mai inventat și chestia asta cu... Multe lucruri le-au inventat. Deci, Plahotniuc se teme pentru consecințele imediate pe care le are, care le poate avea un abuz împotriva mea. Deci asta este răspunsul. Eu am teamă că el poate să-i sară țandra. Întotdeauna am avut-o și întotdeauna au fost pericole. Dar eu nu m-am oprit niciodată. Nu m-am oprit niciodată. Eu aveam un dosar. Dar nu pur și simplu nu e adevărat ceea ce spuneți? Cum? Dar nu pur și simplu este vorba de fapt că nu e adevărat ceea ce spuneți? Domnul Gonța, 90% din tot ceea ce am spus eu în 2010, din păcate s-a realizat. 90%. Dacă vă dau această statistică, vă uimiți. Eu în 2010 ieșeam și lumea spunea, doamne, cum poți să vorbești fără probe? Că nu sunt probe. Totul s-a adeverit. Tot absolut, de la tot ceea ce le-am spus că o să fure Plahotniuc, nu s-a adeverit un singur lucru. Știți care? Mol Telecomul nu a pus mâna pe el. Dar n-a pus mâna pe el pentru că Mol Telecomul trebuia să ajungă în mâinile lui Plahotniuc în luna februarie 2013. La 6 ianuarie a fost scandalul Pădurea Domnească declanșat de mine. Mă mândresc cu asta.
Atunci când mă întrebați de ce nu votează, știți, nu zic că nu mă interesează. Singur că eu, care fac politică, doresc într-o bună zi să am și puterea să schimb lucrurile. Dar asta e votul oamenilor. Dar pe mine nu mă, eu nu trăiesc frustrat de faptul că lumea n-a votat astăzi pentru mine. Va vota mâine lumea pentru mine. Dar dacă era numai pădurea domnească, eu mă socoteam împlinit în politică. Vorbeam despre... Despre ce vorbeam noi? Despre bancă. Despre Banca de Economie. Drăguțanu, guvernatorul Băncii Naționale a țării noastre, el de ce n-a zburat? Pentru a că a fost dat afară viceguvernatorul doamna Tăbărță și șeful de la CNFP, domnul German. Exact. N-a zburat din simplu motiv că Drăguțanu este în schema de furt a Băncii de Economie. Deci, Leancă, Filat, Plahotniuc, Drăguțanu și încă un personaj despre care să vă vorbesc mai înainte, mai pe urmă. Deci sunt cei care au furat Banca de Economie. Ca și executor. Deci Drăguțanu n-a putut să fie pentru că rupeau lanțul. Deci când pica lanțul ăsta, se rupea totul. Deci ei nu pot acum să-l dacă Drăguțanu, ați văzut că i-au sugerat, poate își depune chiar el demisia. Mm-hmm. El n-a făcut-o. N-a făcut-o pentru că dacă își depune demisia, înseamnă că deja recunoaște ceva și ăștia pot trece cu tancul peste el. Din cauza asta nu și-a depus demisia. Dar domnul Talmaci ar fi bun? Să revină. Voronin vorbea despre asta. Nu știu, eu nu sunt expert în finanțe. Talmaci a dat o anumită încredere. Vă dați seama că în fruntea acestei bănci naționale trebuie să stea un om calm care să dea încredere. Adică el asta trebuie să facă. El singurul lucru care trebuie să-l facă un guvernator a băncii naționale să furnizeze încredere oamenilor. Că banii lor sunt la adăpost. Asta trebuie să facă un guvernator a băncii naționale. Drăguțanu, când te uiți la el, iertați-mă, vă rog, când te uiți la el, și vârsta, și înfățișarea, și lipsa de competență, și lipsa de caracter, îți vine să ții lumea în cap. Vă zic că într-o țară normală, nu ca a noastră, lumea își strângea banii și pleca de mult din țara asta. Deci, vă zic, eu am mai spus paradigma asta. Când erau comuniștii la guvernare, lumea se temea de Voronin. Acum lumea se teme de sfârșitul lumii. Te temi de sfârșitul lumii când îi vezi. Haideți să vorbim pozitiv măcar despre Gaburici. Gaburici vă aranjează? E bun prim-ministru? Gaburici reprezintă sistemul educațional a Republicii Moldova din ultimii 20 de ani. El este cel mai elocvent reprezentant al sistemului educațional din ultimii 20 de ani, până la reforma lui Maia Sandu. Așa. Deci, cu alte cuvinte, asta ar însemna ce, domnule Mocan? Asta ar însemna că 90% visează să ajungă ca Gaburici. Să nu înveți, să obții o diplomă și după asta să ajungi prim-ministru. Asta ar putea fi visul, noul vis al moldoveanului. Pentru că toți n-au făcut studii. Mulți din tine ăștia, îmi pare rău să spun, pentru că părinții lor au muncit peste hotare și ei și-au plătit, mulți din ei și-au plătit diploma. Dumneavoastră vorbiți de diploma de BAC? Nu, eu vorbesc de diploma de studii superioare sau ce mai are el. El ajunsese, dacă nu îl puneau ăștia prim-ministru, el ajungea academician. Pentru că el deja studia la academia lui... Îmi pare rău, dar vă spun acum... Nici domnul Filat, nici domnul Leancă, nici domnul Tarlev, nimic din ei n-a avut diplomă de BAC. Deci, întâi că Gaburici, dacă nu ajungea prim-ministru, dosarul ăsta care penal îi trecea pe neobservat, pentru că vă spun, mulți moldoveni așa au învățat ca el. Dar el acum va trebui să răspundă pentru fals și uz de fals. În mod sigur va trebui să răspundă, că asta se vede cu ochiul liber, este că și-a falsificat. Dar ca manager, cum e el, cum credeți? Dar e niciun fel. E niciun fel. Deci el, acest om, este pus temporar. Haideți să mai spun ceva, un subiect pe care o să-l dezvoltăm pe urmă, la emisiunea aia exclusivă. Ok. Leancă putea să ajungă prim-ministru. Dacă deci asta luați-o ca o provocare publică, frumoasă, la care o să revin. Leancă putea să fie prim-ministru, dacă trecea Ponta prim-ministru în România. Deci foarte multe planuri s-au schimbat pentru ăștia în momentul în care Ponta n-a ajuns prim-ministru. Președintele țării. Dacă ajungea Ponta președintele țării, atunci se mergea pe formula și Leancă. Acum Gaburici a fost găsit pentru formula asta temporară în care ei își găsesc noi spații și noi situații. Pentru că trebuie să înțelegeți un lucru.
atât Plahotniuc cât și Filat, geopolitica și direcția noastră geostrategică este doar încă un mod de a face bani. Oamenii ăștia chiar sunt actiați de bani. Cum, domnule, să-ți bagi sub bazinul din ograda casei tale câteva milioane cash să le ții în safeu? Cum? Mă refer la Filat la ora actuală. Cum să ajungi la demența asta? Cum să cari bani din banca de economii la tine în safeu? La modul practic, dumneavoastră, vă imaginați că au venit Filat cu Plahotniuc, au deschis safeul la banca de economii și au scos bani? Știți cum se făcea? S-a ajuns până acolo. S-a ajuns că mergeau dispoziții de plată, mergea mașina și lua bani pentru filiale din banca de economii, din banca centrală și ajungeau la Filat acasă. Până la asta s-a ajuns la un moment dat. Noastră nici nu vă închipuiți cât de grav a fost furtul de la banca de economii, cât de grav a fost. Deci el nu este un furt inteligent, este un furt brutal, făcut în ziua amiaza mare, cu zâmbet pe buze și cu totală lipsă de empatie pentru orice cetățean a acestei țări. Deci știți ce aveau comuniștii altădată? Aveau un fel de empatie afișată. Deci ei erau preocupați permanent de grija oamenilor. Și ăștia nu au așa ceva. Oamenii ăștia trăiesc la modul cel mai direct și cinic doar pentru sacul lor de bani. Atunci de ce batiți în domnul Leancă atât de mult dacă el zice că el vrea să descopere acest jaf? El nu vrea să descopere. Eu am să vă explic ce face Leancă. Deci dacă nu se descoperă, dacă nu se merge mai departe, nu se găsesc complice. Deci dacă se rămâne pe formula asta că totul e secretizat, singurul vinovat e Leancă. El acum spune, vă rog, Crolu, cine vreți, ia căutați acolo să vedeți că sunt și alții. Deci el numai asta o face. Pentru că dacă nu vin să investigheze, singurul vinovat e numai Leancă. Dar el cine spune acum? Că pe mine asta mă irită când mă uit la Leancă. Dom'le, ia închipuiți-vă dumneavoastră că îl pui pe unul paznic la harbuș. Vii dimineață, nu-i niciun harbuz pe plantația ta. Și stă paznicul, dă ochii peste cap și spune, eu nu știu, eu le-am ținut sacul, dar eu nu știu. El le-a ținut sacul, nu el a furat. Da, și de ce Leancă acum cheamă? Crol, vrei investigații? De ce? De atât că dacă nu se face investigații, singurul vinovat e el. El vrea să spună, dar investigați și o să vedeți că nu numai eu, că au fost acei care m-au împins să fac lucrul ăsta. El de asta face, nu din alt motiv. Din cauza asta mă irită și din cauza asta le-am spus unor oameni cum se cade. Nu vă grăbiți să vă duceți în proiectul ăsta, Leancă. Că peste 2 luni de zile o să dați ochii peste cap, așa cum unii dintre dumneavoastră au ajuns altă dată în brațele lui Plahotniuc. Noi trebuie să încheiem foarte curând emisiunea și de asta o să mergem foarte rapid. Vă rog tare mult. Da. Domnul Timofti. Într-un an cel mult, a expirat mandatul. Dar nu e expirat încă? Nu. N-am fost atent. Nu, la anul. Cine credeți că ar putea fi viitorul președinte? Oricine. După Timofti, oricine. După Timofti, Republica Moldova o poate conduce oricine din funcția de președinte. Bun, atunci vă întreb altfel. Din sursele dumneavoastră, dacă e adevărat cum spuneți că tot ce ziceți 90% se adeverește, cine vrea să preia funcția de președinte al țării în 2016? Bine, iarăși o să glumesc. Nu cred că găsiți un moldovean care nu vrea. Bun, de acord. Glumesc, dar de fapt planurile lor este, eu cred că Plahotniuc visează să ajungă președinte. Nu o să ajungă. Eu nu cred că se ajunge până acolo. Da, eu nu cred că el visează. Eu cred că visează. Apropo, la un moment dat mi s-a părut că tipul ăsta ar vrea să rămână foarte mult timp doar în umbră și să conducă din umbră. Ei, când l-am văzut, dar ăsta e un gest, poate să vă pare o glumă puierilă, când l-am văzut cu trompeta în mână și dorința să sufle într-o trompetă de artist în fața mulțimii, am zis nu. Lui ăsta iese petele pe față ăsta. Nu, a fost o poantă ca în timpul campaniei domnului Bill Clinton. Vrea și în față să fie. Nu înseamnă, deci, dar eu nu vreau acum să bag frica în oameni. Nu ajunge ăsta talpa iadului președintele țării. Domnul Mocanu. Voronin ar mai vrea o dată. Filat ar mai vrea o dată. Nu se ajunge până acolo. Iată, Timofti a zis că nu merge la Moscova. La dumneavoastră să-l criticați. Curajos pas, nu? Ultimul refugiu a ticăloșilor este naționalismul și patriotismul. Așa e ce s-a întors-o. Nu, n-am întors-o, nici nu-i fraza mea măcar. De ce Partidul Liberal, domnule Mocan, nu este la guvernare? Ce s-a întâmplat? Aduce în opinia dumneavoastră, din ce știți dumneavoastră? Pentru că n-a trecut ponta președinte în România.
Pentru că formula oarecum românească de dezvoltare a Republicii Moldova s-a oprit odată cu proiectul Ponta. Proiectul Ponta era un proiect și moldovenesc, nu numai, adică și pentru Republica Moldova. Ponta, și Iohannis spunea atunci, de a fi investit în funcție, că ar... Din păcate, dacă Ponta ar fi trecut președintea României, astăzi România era într-o situație destul de delicată. România putea să ajungă ca Ungaria cu Victor Orban. Ponta ar fi putut să facă figuri din care partenerii europeni ai României nici nu înțeleagă ce se întâmplă. Și atunci s-ar fi uns. Deci Ghimpu a știut din start că nu va ajunge la guvernare. I s-a permis să facă figurații publice, să-și adune electorat prin faptul că parcă vrea, nu știu, că parcă vrea procuror general. Eu chiar am sprijinit, eu am sprijinit cu toată tăria, am ieșit în stradă și am spus: Ghimpu, faci corect. Procuror străin, justiție independentă. Dar Ghimpu a tăcut. Nu poate. Nu poate, pentru că îmbrățișarea lui Plahotniuc este fatidică. Nimeni care a fost îmbrățișat odată de Plahotniuc nu scapă teafăr și Ghimpu știe chestia asta. Ghimpu bate foarte tare în Plahotniuc. Ei, lăsați. Serios, chiar și la emisiune ultima dată. Da, am văzut. Serghei Lucinski, ce s-a întâmplat? Cazul ăsta cu fiul fostului președinte. Serghei Lucinski, sper că o să facă pușcărie în România. Of, Doamne. Tare sper că o să facă pușcărie. Pentru că nu se poate să fie așa de frumos. Taică-s-o el și toată gașca asta. N-are cum. N-are cum. Deci, eu cred că acolo este un caz real de șantaj. Eu cred că cazul Serghei Lucinski va atrage după sine anumite afaceri în Republica Moldova. Deci eu vă amintesc că drumurile în Chișinău, 10 drumuri în Chișinău, apropo de Dorin Chertoacă, au fost al lui Serghei Lucinski. Mai multe drumuri în Republică au fost ale lui. Eu vă amintesc despre istoria, acum o trecem așa. Vă amintesc, lumea poate a uitat, dar vă amintesc de istoria acestui tip, acestui personaj, în 1999, când o grupare Sonțovo au venit la Chișinău să-i ceară niște datorii. Și Lucinski a fost atunci nevoit să antreneze o întreagă subdiviziune a Ministerului de Interne în frunte cu generalul Alexei ca să-și salveze fiul. Dar în 94 Lucinski era șef de parlament. În 99. Era președintele țării. În 99, am înțeles. În 99. După care a fost nevoit să stea nu știu câți ani de zile prin Europa pe undeva. Acum s-a întors și familia asta chiar crede, ne are pe toți de proști, asta e altă șmecherie. Deci, dar vă zic, spune și Udrea, și alții implicați în mânării Chișinău, București, foarte, foarte rapid, foarte rapid o să iasă totul la iveală. Dumneavoastră ați fost consilierul domnului Voronin. Da. Funcția apropo, eu de la bun început am vrut să recunosc lucrul ăsta. Îmi pare rău, cu asta trebuia să încep. Trebuia să recunosc. Oameni buni, uite, recunosc. Nu știu dacă știți chestia asta, nu știu dacă știți, dar eu am fost consilierul Voronin. Îmi pare rău. Știi, toată lumea. Da. Se numea funcția dumneavoastră pe misiuni speciale. Consilier pentru misiuni speciale. Spuneți-mi misiuni speciale. Relația cu România. Misiunea mea specială a fost să opresc războiul lui Voronin cu România. După ce el a respins planul Kozak, după ce a acceptat un plan de acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeană și eu, dacă dumneavoastră ați observat, multă lume se irită aproape că, știți de ce se irită? Pentru că în afară de faptul că consideră că eu am avut un păcat în viața mea că am fost consilierul lui Voronin, alte circunstanțe de drept și de fapt nu au. Deci dacă te uiți ce a făcut Mocanu din 2004 până în 2007 când a intrat România în Uniunea Europeană, vedeți că relația cu România a fost una bună. De acord, dar în 2012 dumneavoastră ați făcut o conferință de presă și ați spus că în anul 2007 sau 2008 domnul Voronin a vrut să schimbe imnul de stat. Exact. L-a chemat pe Vieru, regătatul și pe Doga. Deci nu. Vieru și Doga n-au fost la acea ședință. Dar nu e adevărat faptul că dumneavoastră chiar ați fost intermediar? Nu. Cum nu? Nu, nu e adevărat. Deci eu am organizat serata lui Vieru de 70 de ani a lui Vieru. Asta am făcut-o eu. După care aflu că Vieru a fost invitat la președinție. Aflu din întâmplare. Îl sun pe Andrei Strâmbeanu, îmi pare rău că Andrei Strâmbeanu nu vrea să recunoască în spațiu public cum a fost istoria aia. Ca eu să aflu că Vieru a fost invitat la președinție, după care ajunge la mine un disc unde era o melodie pe negativ sau cum se face lucrul ăsta, pentru care Vieru
ar fi trebuit să scrie niște cuvinte. Și eu îi spun lui Andrei Strâmbeanu, că nu puteam vorbi cu Vieru acolo să-l chem la mine, că s-a ascultat tot în clădire ce e. Și îi spun lui Strâmbeanu, îi spun, cheamă-l pe Vieru, cum să apuce să scrie? Și îl sun pe Doga la Moscova. Doga îi spune, bă, ăștia stâmpiți, îmi spune Doga. Eugen Doga poate să confirme. Eu îl sun pe Doga la Moscova și îi spun, domnul Doga, cum s-a ajuns la situația asta? Doga îmi spune, domnul Mocanu, eu am scris o muzică pentru Academia de Știință. Deci, tâmpitul ăsta așa și i-a spus în discuții particulare, îmi pare să rău să șeful Academiei, zice, a luat și i-a dat-o lui Voronic, este o elaborare a Academiei de Știință, chiar dacă eu sunt acolo. Se poate așa ceva? O ieșuat proiectul ăsta. Nu eu l-am dărmat. Recunosc că nu eu l-am dărmat, dar n-am avut nicio treabă cu el. N-am avut nicio treabă. Și orice speculație eu o pot, chiar dacă Strâmbeanu nu mai recunoaște acum în spațiu public, dar și cu sprijinul lui, cu sprijinul lui Strâmbeanu, care a dezavuat chestia asta la rugămintea mea, nu s-a reușit. Nici imnul, nici steagul, nici nimic absolut. Ok. Domnule Mocanu, eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la emisiune. Eu am să vă mai invit când o să trebuiască... Mi-ați promis sau n-ați promis? Da, eu n-am promis. Ok. Pentru că eu n-am emisiuni zilnice, eu nu pot să vă chem peste două săptămâni. Am emisiuni odată în săptămână. Eu vă mulțumesc, deci, domnule Mocanu. Mulțumesc mult. Și să aveți o seară cât mai calmă. Și dumneavoastră la fel. Doamnelor și domnilor, vă spunem că atât a fost să fie la ediția de astăzi a emisiunii Puterea Patra. Să trăiți frumos și bine, oricât de pesimiste ar fi scenariile domnului Sergiu Mocanu.